Adela Dănilă vă prezintă telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am regăsit la știrile orei 18 pe TVR Moldova și TVR 3. Iată cele mai importante știri ale zilei. Poliția britanică a eliberat 50 de persoane din Republica Moldova și România care erau forțate să lucreze pe șantiere de construcții și trăiau în condiții inumane. Cu sprijinul majorității parlamentare a eșuat moțiunea simplă privind demiterea ministrului Kiril Gaburici, depusă în Parlament de deputații PSRM. Prețul la gazele naturale ar putea fi redus cu 20,3% și nu cu 11%, cât a solicitat furnizorul. Experții în energetică estimează însă că tarifele ar trebui să scadă cu 30%. Poliția din Argentina a găsit și confiscat numai puțin de 400 de kilograme de cocaină, ascunse pe teritoriul ambasadei Rusiei din Buenos Aires. Poliția britanică a eliberat 50 de persoane din Republica Moldova și România care erau ținute în sclavie. Vinovat este un cetățean român de 20 de ani. Acesta i-ar fi chemat în Regatul Unit, promițându-le un loc de muncă bine plătit. Promisiunile erau însă departe de realitate. Potrivit site-ului globalconstructionreview.com, victimele erau obligate să lucreze pe șantiere de construcții. Polițiștii au făcut percheziții la mai multe adrese și au descoperit că cele 50 de persoane trăiau în condiții inumane. Doar într-o casă au găsit înghesuite 23 de persoane, printre care 6 femei și 2 copii. 10 dintre victime vor da declarații polițiștilor, iar ancheta în acest caz continuă. Suspectul a fost reținut la Londra și dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 20 de ani de închisoare. Persoanele eliberate urmează să se întoarcă acasă. Minus 19 grade Celsius. Gerul năpraznic va veni în acest weekend și se va intensifica până luni și marți. Sfaturi utile pentru perioada friguroasă care ne așteaptă mai târziu în telejurnal. Kiril Gaburici rămâne ministru al economiei și infrastructurii. Moțiunea simplă privind demiterea sa depusă în Parlament de deputații PSRM a eșuat. Gaburici s-a bucurat din plin de sprijinul majorității parlamentare. Socialiștii au părăsit sala de ședințe înainte ca moțiunea să fie supusă votului. Prezent la raport în fața deputaților, Kiril Gaburici a anunțat o creștere a economiei în 2017 cu aproape 4%. Ministrul a recunoscut că în ultimii ani a scăzut volumul exporturilor cu statele CSI, dar a crescut considerabil ponderea produselor autohtone pe piața Uniunii Europene. Exporturile produselor moldovenești pe piața din Uniunea Europeană în anul 2017 au atins o valoare de 1,59 miliarde dolari SUA, ceea ce reprezintă, de fapt, din total exporturi, 65,85%. Ministrul a fost întrebat și despre garanțiile de stat acordate în 2015 pentru creditarea celor 3 bănci falimentare. Atunci când ați venit în sală, când erați prim-ministru, ați spus că în bănci nu mai erau bani. Nu mai era cifra. Acum mai sunt bani? Este cifra. Imaginați-vă ce putea să se întâmple. Deci când cetățenii cei care ultimii bani, băbuțele și oamenii de la țară, ultimii bani îi pun pe cont, pentru că marea majoritate lor erau cu conturile în bancă de economii, să se trezească dimineața cu informația că banca a fost închisă și banca nu o să le mai întoarcă banii. Vă imaginați ce putea să fie? Kiril Gaburici s-a bucurat de tot sprijinul majorității parlamentare din cei 51 de deputați prezenți la ședință. Nimeni nu a susținut moțiunea. Economia Moldovei merge în direcția corectă și rolul guvernului este să susțină această evoluție. Noi avem încredere în domnul ministru Gaburici și echipa sa. Asigur, Guvernul Republicii Moldova și Ministerul Economiei și Infrastructurii că vom continua să sprijinim din Parlament implementarea programului de guvernare. Socialiștii care sunt autorii moțiunii au părăsit sala de ședințe înainte ca documentul să fie supus votului. În fața presei, deputații PSRM au acuzat guvernarea că vrea să privatizeze cele mai importante întreprinderi de stat. Acești băieți au primit aeroportul Chișinău profitabil, cale ferată profitabilă, bancă de economie profitabilă, bancă națională cu 3 miliarde rezerve valutare.
Au falimentat totul. Astăzi pregătesc falimentul și la Calea Ferată și la Tutun CTC și la ultimele întreprinderi care au mai rămas. În ultimii doi ani, deputații PSRM au depus 13 moțiuni prin care doreau să-i demită pe membrii cabinetului condus de Pavel Filip. Polițiștii au găsit 8 kg de droguri într-o sală de sport și la domiciliul a 4 persoane din Chișinău. Suspecții cu vârste între 25 și 36 de ani, suspectați de prepararea mai multor tipuri de droguri, au fost reținute. Ancheta a durat aproape 2 luni, în grupare fiind infiltrat și un agent sub acoperire. Potrivit investigațiilor, indivizii preparau și depozitau stupefiantele în subsolul unui bloc din sectorul Râșcani, transformat în sală de sport. La domiciliul lor și în sala improvizată de sport au fost făcute mai multe percheziții, în urma cărora s-au găsit etnobotanice, pastile ecstasy, pliculețe pentru ambalarea drogurilor, bani obținuți din comercializarea acestora, precum și banii marcați de către anchetatori. Cei 4 au fost reținuți pentru 30 de zile. Ei riscă acum închisoare până la 15 ani. Consiliul local din Cernăuți a interzis denumirile în limba rusă, potrivit serviciului de presă al Consiliului, transmită Radio Chișinău. Acest lucru este stipulat în decizia deputaților locali privind lichidarea consecințelor ocupației sovietice și politica lingvistică în orașul Cernăuți, care a fost adoptată într-o ședință extraordinară, mai scrie sursa citată. Astfel, pe teritoriul orașului Cernăuți, toate denumirile instituțiilor, întreprinderilor, organizațiilor, precum și panourile publicitare, trebuie să fie doar în limba ucrainană. Nu vă lăsați amăgiți de vremea de afară, astfel încât să credeți că a venit deja primăvara. Iarna și intră din nou în drepturi cu temperaturi de până la minus 19 grade Celsius. Gerul năprasnic va veni în acest weekend și se va intensifica până luni și marți. Spre fericirea copiilor, vor cădea și fulgi de zăpadă. Mâine sunt așteptate ninsori slabe pe arii extinse. Noaptea, mercurul în termometre va ajunge până la minus 10 grade. Începând cu data de 26, se scadă și mai mult, fiindcă vom avea temperaturi pe timp de noapte între minus 14 și minus 19 grade Celsius. Iar ziua, între minus 5 și minus 10, deja se va menține pe tot parcursul perioadei, deja până pe data de 2-3 martie. În special, mașinile reacționează la ger și se încăpăținează să pornească. Temperaturile extrem de scăzute riscă să congeleze bateriile autoturismelor. Așa că sfatul specialiștilor este să evitați drumurile pe distanțe lungi. Să aibă neapărat în portbagajul mașinii lopată, nisip, chiar și lanțuri pentru anvelope. Oamenii trebuie să aibă la ei în mașina proprie rezerve de hrană, de băuturi calde, bateria telefonului plină pentru a apela serviciile de urgență. Dacă nu avem acces la telefon, rugăm pe cineva să apeleze serviciile de ajutor pentru a ne veni în caz de situații excepționale. Medicii vin și ei cu unele recomandări. Trecerea de la ger la căldură poate duce la un șoc cardiac sau accident vascular cerebral. Dacă vă spălați cu apă fierbinte imediat ce ați ajuns acasă din frig, există riscul ca unele vase de sânge să se spargă. Cel mai bine este să faceți un duș cald scurt. Copiii cel mai des suferă, fiindcă, având în vedere și condițiile care sunt climaterice, că avem când temperaturi scăzute, când temperaturi ridicate și de multe ori nu sunt supravegheați ca să se îmbrace corect. Copiii bolnavi mai sunt duși de multe ori cu pastilele în grupe la grădiniță sau la școală, ceea ce nu este corect, fiindcă în cazul dat mă lipsesc și alți copii. Există un risc sporit de hipotermie și degerături. Căciula, fularul, mănușile, cizmele îmblănite și cât mai multe straturi de haine nu trebuie să lipsească. Cât despre mâncare, evitați-o pe cea picantă și foarte condimentată, pentru că poate crea o senzație falsă de căldură, exact ca alcoolul. În această perioadă geroasă trebuie să ne alimentăm corect. Nutriționiștii recomandă să optăm doar pentru alimente calde, nu fierbinți, și să evităm mesele copioase. Iar în cazul în care petreceți foarte mult timp afară, nu uitați de hidratare, un lucru foarte important. Așa că luați cu voi un termos cu ceai cald și multă lămâie. Potrivit meteorologilor, temperaturile geroase se vor menține pe tot parcursul săptămânii viitoare. Abia pe 10 sau 12 martie, vremea se va încălzi și ne vom putea bucura de temperaturi specifice de primăvară.
Problema diplomei ministrului Economiei și Infrastructurii Kiril Gaburici a revenit în actualitate. Vedeți imediat în telejurnal cum le-a răspuns oficialul parlamentarilor care l-au întrebat despre actele sale de studii. Prețul la gazele naturale ar putea fi redus cu 20,3% și nu cu 11%, cât a solicitat furnizorul. Propunerea vine din partea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, după efectuarea mai multor calcule. Astfel, consumatorii casnici ar putea achita 4,42 lei pentru un metru cub de gaz. Anterior, directorul general Andrei Tudor Copaci a menționat că există premise pentru micșorarea tarifelor, atât în urma oscilațiilor de curs valutar, cât și în condițiile micșorării prețului de import la gaze. Proiectul urmează să fie supus dezbaterilor publice. Experții în energetică estimează însă că tarifele ar trebui să scadă cu 30%. În prezent, consumatorii casnici achită în medie 5,50 lei pentru un metru cub de gaze naturale. Am început lucrările de defrișare și curățare a arborilor în municipiul Chișinău. Mâine, 24 februarie, traficul rutier pe strada Ion Creangă va fi suspendat între străzile Eugen Coca și Visarion Belinski. Circulația rutieră va fi oprită de la ora 7 dimineață și până la 16. Pe perioada lucrărilor, traseul troleibuzului 21 se scurtează până la parcul Alunelu. Modificările vor suferi și rutele 1 și 22. În același timp, traseul autobuzului 11 se scurtează până la Piața Unirii Principatelor, iar microbuzul 124 va circula pe străzile Belinski, Vasile Lupu și în continuare pe traseul stabilit. Vor avea traseu modificat și alte 8 rute de microbuz. Lucrările de defrișare și curățare a copacilor uscați, dar și înlocuirea lor cu puieți, vor continua până în luna aprilie. Noapte de coșmar pentru locuitorii unui bloc de locuință din orașul Căușeni. Clădirea a fost învăluită de fum după ce într-unul din apartamente au luat foc mai multe lucruri vechi. 9 persoane, printre care și 5 copii, au fost evacuați de pompieri. O fetiță de doar câteva luni a fost dusă la Spitalul Raional pentru investigații medicale. Salvatorii au reușit lichidarea incendiului fără ca acesta să se extindă și la alte apartamente. Circumstanțele și cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite de angajații Inspectoratului General pentru situații de urgență. În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 18 situații de risc. Diploma de studii a ministrului Economiei și Infrastructurii Kiril Gaburici a revenit în actualitate. Prezent la raport în fața deputaților, Gaburici le-a dat o replică parlamentarilor care l-au întrebat din nou despre incertitudinea ce planează asupra actelor sale de studii. La începutul examinării moțiunii simple, liberalii au venit în sala de plen cu pancarte prin care îi sugerau ministrului Economiei Kiril Gaburici să facă lumină asupra prezenței sau absenței actelor sale de studii. Fostul premier le-a explicat deputaților că nu este afectat de situația creată în jurul diplomei sale. Atâta timp cât eu pot să-mi folosesc experiența mea, deci am lucrat în companii mega mari, am lucrat și am creat companii foarte mici. Am făcut și activități extra activității mele de zi cu zi. Toate lucrurile astea vorbesc despre faptul cine sunt eu și ce știu eu și ce fac eu. Și nimeni în lumea asta nu o să poată să-mi ia mie cunoștințele, ceea ce am eu aici și ceea ce am eu aici. Bani, propoziții, scaune și așa mai departe, puteți să-mi luați. Eu nu mă țin de ele, pentru că bagajul meu și experiența mea îmi permite să construiesc toate lucrurile astea de la zero. Liberalii s-au lansat în ironii pe seama răspunsului lui Gaburici. Acum mai vorbesc unii la colțuri că de o diplomă, nu știu, dar și diploma asta. Diploma e o hârtie. În Moldova, jumătate de moldoveni au diplome cumpărate. Mare brânză. Principalul om și deștept și bun la suflet, nu? Clar că apare această demoralizare a celor care își fac studii, oameni buni. Dar pentru ce dracu mă învăț eu? Mai bine iau torbă în băț, mă duc pe hotare și fac acolo, deci viața ne-o refac din nou, dacă totuși deci nu mai am posibilitatea să ajung într-o funcție sau în alta. Studiile lui Gaburici au ajuns în vizorul procurorilor încă în 2015, când o investigație jurnalistică a Ziarului de Gardă a depistat mai multe inexactități în CV-ul celui care pe atunci ocupa funcția de premier. La acel moment s-a deschis chiar un dosar penal privind diploma de studii a lui Gaburici, dosar care ulterior a fost clasat fiind invocată expirarea termenului de prescripție.
Poliția din Argentina a găsit și confiscat 400 de kilograme de cocaină aflate în ambasada Rusiei din Buenos Aires. Potrivit poliției, drogurile urmau să fie transportate în Rusia după o schemă pusă la cale de membrii unei organizații de traficanți din Argentina, Rusia și Germania. Planul traficanților a fost deconspirat în cadrul unei operațiuni a polițiilor din Argentina și Rusia, care a durat mai bine de un an. În decembrie 2016, ambasadorul rus la Buenos Aires a informat poliția locală că a găsit într-o școală de pe teritoriul ambasadei 12 valize în care era cocaină. Anchetatorii au înlocuit drogurile cu făină și au plantat dispozitive de urmărire. Dialogando con los miembros del Servicio Federal de la Seguridad Rusa, llegamos al a la conclusión de que era importante y necesario hacer como primera medida el recambio de esa droga, en caso de que fuese droga, por algún producto para planificar una entrega vigilada. În cadrul operațiunii au fost descoperite 6 persoane din Argentina și Rusia care au plănuit schema traficului de droguri. Acestea au fost arestate, iar printre cei reținuți se numără un fost angajat diplomatic rus și un polițist argentinian. Poliția de la Berlin urmează să găsească și să aresteze în Germania o a 7-a persoană implicată în schema de trafic. Potrivit poliției, drogurile aveau o valoare de aproximativ 50 de milioane de euro și erau destinate în special piețe din Rusia, probabil pentru a fi comercializate la campionatul de fotbal din vara acestui an. Susțin DNA, susțin Chioveși, sunt cuvintele rostite de Klaus Iohannis chiar la Bruxelles, după ce ministrul justiției de la București, Tudorel Toader, a cerut revocarea șefei Direcției Naționale Anticorupție. Președintele a declarat că nu a văzut raportul ministrului justiției, dar oricum nu i-a plăcut prestația acestuia. Șeful statului român participă astăzi la reuniunea informală a Consiliului European. Nu am văzut raportul, nu l-a văzut nimeni, raportul pe care s-a bazat domnul ministru, însă prestația pe care a avut-o aseară, sincer, nu mi-a plăcut. De ce? Iar ceea ce a prezentat, încă o dată, nu știu în ce măsură, cele prezentate reflectă raportul sau nu. Deci ce ne-a prezentat domnul ministru a fost total lipsit de claritate. Și la o prima citire pe diagonală a fost lipsit și de temenicie. Deci nu au fost motive temeinice pentru a propune revocarea. Da, o susțin. Susțin și pe doamna Căvă și susțin și activitatea DNA. M-am exprimat în repetate rânduri că DNA-ul face o treabă bună și conducerea DNA-ului face o treabă bună. Iar ceea ce am auzit aseară nu a fost de natură să-mi schimbe opinia. Ministrul Afacerilor Externe de la București a luat notă de informațiile vehiculate în spațiul public din Republica Moldova referitoare la activitatea Consulului General al României la Bălți și va întreprinde demersuri pentru verificarea acestora. Autoritățile române atrag atenția că aceste acțiuni, citez, se înscriu într-o logică specifică campaniei electorale locale pentru alegerea primarului localității Bălți și observă cu preocupare intensificarea în anumite cercuri politice din Republica Moldova a retoricii îndreptate împotriva României, se arată în declarația Ministerului de la București. Reamintim că președinția Republicii Moldova susține că are informații potrivit cărora Consulul General al României la Bălți, Mihail Baciu, ar fi întreprins mai multe acțiuni de corupere aleșilor locali din nordul țării, pentru ca aceștia să semneze declarația simbolică de unire cu România. Republica Moldova participă la ediția din acest an a Târgului de Turism din România. Cum vor expozanții să atragă turiștii pe plaiurile Basarabene, vedeți în telejurnal. Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană se poate face doar cu ajutorul Bucureștiului și prin România. Declarația a fost făcută de viceprim-ministrul pentru integrarea europeană de la Chișinău, Iuri Leancă, după ce s-a întors din România. El s-a întâlnit cu mai mulți oficiali români, inclusiv cu președintele Klaus Iohannis, cu care a stabilit mai multe proiecte de colaborare. Prioritate are interconectarea energetică, dar în scurt timp ar putea fi ridicată și taxa de roaming pentru convorbirile telefonice. În anul centenarului Marii Uniri, Chișinăul și Bucureștiul spun că și-au asumat datoria istorică să apropie și mai mult cele două țări prin proiecte comune. Integrarea Republicii Moldova se face
cu Bucureștiul, cu România și prin România. Acest an este un an absolut deosebit, cu o semnificație aparte. Este centenarul Marii Unii din 1918, pe care sper să-l marcăm pe potriva importanței lui pentru cetățenii de pe malul stâng și malul drept al Prutului. Iată că în acest context absolut deosebit istoric, bineînțeles că guvernele de pe ambele maluri ale Prutului, de la Chișinău și de la București, au datoria de a-și intensifica relațiile. La București, viceprim-ministrul pentru integrarea europeană, Iurghel Anca, a avut întrevederi cu ministrul român de externe, un consilier al premierului român, cu președintele Camerei Deputaților și al Senatului, dar și cu președintele României, Klaus Iohannes. Au pus la punct mai multe proiecte prin care intenționează să ridice taxa de roaming, iar un acord ar putea plasa pe piața muncii din România mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova. Și cele 8 poduri peste Prut ar trebui să se mulțească, dar pentru acest an prioritar rămâne gazoductul. Am obținut susținerea totală și asigurările că se vor face toate acțiunile necesare astfel încât până la finele acestui an gazoductul finalizat în 14 până la Ungheni să fie construit până la Chișinău, astfel încât, sper eu foarte mult, la finele anului să putem aprinde făclia cu gaze românești aici la Chișinău, astfel încât Republica Moldova să intre într-o fază de independență pe asigurarea cu gaze. 60 de milioane de euro din grantul de 100 de milioane oferit de România încă nu au fost valorificate. Autoritățile de pe ambele maluri ale Prutului vor stabili domeniile în care ar putea fi investiți acești bani. În proces de implementare sunt acum 46 de proiecte susținute financiar de guvernul român, despre care Chișinăul recunoaște că se știe prea puțin. Deocamdată, comunicarea comună aici la Chișinău a colegilor din România și a noastră, celor din guvern, din Parlament, este mult sub nivelul acțiunilor întreprinse de către prietenii noștri de la București. Am convenit să medităm și nu pe mult timp să dureze această meditație, ci să trecem după asta la acțiuni, astfel încât cetățeanul din Republica Moldova să fie informat obiectiv, nu numai unei propagande cu dezinformări, așa cum se mai întâmplă, ci o informare obiectivă, cine ne sunt prietenii, de unde vine sprijinul, de unde până la urmă vine lucrarea în secolul 21. Chișinăul și Bucureștiul au convenit să reia activitatea Comisiei Interguvernamentale. Pe 27 februarie la Chișinău este așteptat premierul român Viorica Dăncilă. Salarii mici, lipsa de cadre și controle excesive sunt doar câteva dintre piedicile de care se lovesc primăriile din Republica Moldova în procesul descentralizării. Pentru a restabili un echilibru în implementarea reformelor, primarii s-au întâlnit astăzi într-o ședință comună cu membrii guvernului. Deși recunosc că s-au făcut pași importanți spre autonomia locală, primarii susțin că există încă multe neconcordanțe legislative care fac imposibilă descentralizarea. Prevederile codului fiscal sunt învechite și aplicarea lor pentru descentralizarea reală a finanțelor publice locale este de asemenea una învechită. De aceea este nevoie ca codul fiscal să fie revizuit în totalitate și adus în concordanță cu principiile generale cu care astăzi se elaborează bugetele locale. O altă provocare sunt controlele administrative care poartă funcționarii publici prin instanțe. Acel primar care a fost ales ca să soluționeze problemele comunității, trebuie să se ocupe cu aceste probleme ca să ajungă la Curtea Supremă de Justiție și să se demonstreze până în final că a avut dreptate. Și rugămintea noastră este să fie revizuită și redus controlul ăsta administrativ și să fie revizuit temeiurile atragerii la răspundere. O altă piedică sunt salariile mici, care generează o insuficiență gravă de cadre în administrațiile publice locale, în special la sate. Un funcționar public care e angajat acum în primărie primește 2600, adică îi calculează 2600, primește 2200 de lei. Maximumul care poate fi atins cu toate, tot ce se adaugă la salariu cu grade și cu categorii, este 3800. Cu așa salarii, acum, ele sunt foarte mici. Oamenii nu se țin mult la lucru. Ministrul Finanțelor a spus că reformele se implementează pas cu pas. Se evaluează circa 300 de locuri de muncă, astfel ca noi să construim o grilă echitabilă pentru toți angajații din sectorul public. Paralel, elaborăm propriu-zis
legea nouă a salarizării. Și premierul Pavel Filip, care a prezidat ședința, a menționat că pentru a soluționa aceste probleme este nevoie de stabilirea unui dialog eficient între guvern și administrațiile publice locale. Lucrurile trebuie privite în complexitate. Trebuie să fie și capacitate umană, și capacitate financiară, și multe, multe alte lucruri. Ele pot fi depășite, încă o dată revin, printr-un dialog, dar printr-un dialog constructiv. Dacă suntem toți într-o barcă și plutim în această barcă pentru a veni cu mai multe soluții și a rezolva problemele cetățenilor, este important ca noi cei din această barcă de responsabilitate să avem o bună comunicare, să ne auzim unii pe alții și sigur că să venim cu soluții. Premierul a reamintit propunerea de a constitui un grup de lucru comun. Componența acestuia urmează a fi definitivată în scurt timp în urma consultărilor cu membrii Consiliului Calm. În ajun de Dragobete, iubește românește. Asta și-a urat astăzi elevii Liceului Teoretic Ion Crangă din Chișinău, unde dragostea a plutit la propriu în aer. Pentru atmosferă romantică, sute de inimi multicolore au fost decupate și lipite pe pereți, iar pe unele erau scrise versuri de dragoste. Sărbătoarea nu ar fi fost însă completă fără cântecele de dragoste interpretate de elevi. La piept se te strâng, gândești să te cânt, tu ești refrenul vieții mele, simt. Oh, 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 oh. Tu ești refrenul, iar eu te cânt. Chiar dacă Dragobetele este mâine, elevii recunosc că pentru ei astăzi este o zi importantă în calendar, așa că au venit la ore ca la sărbătoare. Administrația ne-a permis fiecare să ne îmbrăcăm în portul național, adică fetele puteau să-și ia ie, și am respectat tradiția. De asemenea, avem coronițe de flori și am decorat holul liceului pentru a reda fiecare o dispoziție mai plăcută, o atmosferă mai de sărbătoare. Membrii asociației ODIP au împărțit panglici tricolore și felicitări. Eu am primit o inimă pe care scrie iubește românește, de Dragobete iubește românește și tricolorul României. Și ce o să faci cu ele? Tricolorul o să-l pun în piept. Deși încă sunt mici, elevii deja știu ce este dragostea și în ce zi trebuie sărbătorită. Spun că în această perioadă se duce o bătălie între Dragobete și Valentine's Day. Sfântul Valentin, care o sărbătorim pe 14 februarie, de fapt este o sărbătoare împrumutată. Noi am luat-o de la americanie, de fapt este o sărbătoare păgână și este mai mult comercială. Oamenii nu chiar pătrund în esența acestei sărbători. Noi trebuie să sărbătorim ziua de Dragobete pe 24 februarie pentru că suntem români. Eu sunt foarte bucuros de ziua de azi din cauza că îmi dă așa niște emoții de sărbătoare. Dragobetele este ziua în care trebuie să iubești și să te iubească cineva. Dragobete este când doi oameni care se iubesc își dau cadouri. Sărbătoarea iubirii la români este marcată pe 24 februarie. Dragobete este un personaj preluat de la vechii daci și transformat ulterior într-un protector al tinerilor și patron al iubirii. Sărbătoarea de Dragobete iubește românește a continuat cu un mic recital de cântece românești. Încat în lacrimi ca se aștene rouă, ca în lacrimi ca iarăși, iarăși plouă. Fii oaspetele Moldovei, sub acest slogan participă Republica Moldova la ediția 2018 a Târgului de Turism din România. Pentru a atrage pe turiști, expozanții au venit cu cele mai interesante oferte și atracții turistice, dar și cu un film de promovare în care joacă un bărbat care seamănă cu Brad Pitt. Ideea a prins atât de bine încât Republica Moldova a ajuns în top 10 al destinațiilor recomandate în 2018 de reviste de specialitate. La expoziția din acest an de la Romi Expo participă 290 de companii din 14 țări, printre care și Republica Moldova. Expozanții basarabeni au venit la târg cu vin de calitate și bucate tradiționale, dar și cu sute de oferte speciale pentru turism cultural, rural sau de aventură. Astfel, cei care vor dori să viziteze meleagurile basarabene vor beneficia de reduceri de până la 50%. Credem cu siguranță că am putea să coagulăm mai multe rezultate pentru industria de turism, care este foarte puțin dezvoltată.
dezvoltată la moment în Republica Moldova, dar are un potențial enorm, nevalorificat încă. Tur operatori au pregătit pentru cei care vor să viziteze Republica Moldova și o tombolă specială, premiul fiind o excursie pentru două persoane, o experiență complexă care va purta oaspeții în lumea vinurilor moldovenești, o bucătărie și la un festival unic de operă ce se va desfășura în aer liber într-o zonă aflată în patrimoniul UNESCO. Republica Moldova a fost votată de către National Geographic, Lonely Planet și New York Post drept una din cele 10 destinații de top ale anului 2018, în contextul în care, în urmă cu 4 ani, aceleași publicații o numeau cea mai puțin vizitată destinație. Această evoluție se datorează eforturilor de promovare la scară națională și internațională, dar și clipului de prezentare a țării, care a stârnit numeroase reacții pozitive datorită personajului principal, care seamănă mult cu Brad Pitt. Yeah, great fun and funny stories as well. We got invited by village people where we were shooting the movie. People of the village invited us when we finished the shooting, and you know, that went a bit crazy with the lots of red wine and lots of pork that we needed to eat. We actually had to flee away because they wanted us to stay, but the director at some point he touched me and said like, go to the car, we need to run. Olandezul a venit și el să promoveze Republica Moldova la târgul de la București. Este Brad Pitt sau nu este Brad Pitt? Nu, este Roland Huisman din Olanda, de la Haga, care face graphic design, dar dacă vine Brad Pitt la Chișinău, îl primim la fel de frumos. I think Moldova is a very interesting country, and it's you know, it's how do you say, it's not been exploited by tourism, so it's really pure and original, and that's a thing that I like. And there's beautiful parts and ugly parts, and the fact that they are still a mix, that makes it interesting. I would love to go back. Târgul de turism al României se desfășoară în perioada 22-25 februarie 2018 și este dedicat centenarului Unirii. Finala Eurovision România va fi un spectacol de neuitat. Organizatorii au pregătit multe surprize, iar concurenții se vor întrece în show-uri și mai bune decât cele din semifinale. Tehnicienii au aranjat deja scena de la Sala Polivalentă, iar de mâine artiștii încep probele de sunet. Feli Donose, The Humans, Teodora Dinu, Dora Gaitanovici, Jukebox și Bela Santiago, Mihai Trestariu, Rafael and Friends, Tiri, Claudia Andas, Alexia și Matei, Sandra, Eduard Santa, Erminio și Tiziana, Ecos și Vairos. Sunt finaliștii Eurovision România. Unul dintre ei va merge mai departe în concursul internațional în Portugalia. Publicul va decide cine merită să cânte pe scena din Lisabona. Avem piese bune și piese foarte bune. Asta urmează să le descopere publicul care este invitat, bineînțeles, să voteze. Cred că vom merge cu ceva, așa văd eu în viziunea mea, cu ceva puritate, tinerețe. Și nu doar concurenții ne vor încânta cu melodiile lor. Jurat în concurs și reprezentanta României în 2017, Ilinca Băcilă urcă din nou pe scena Eurovision.
noul meu single care se numește Nu Acum. O să-l cânt în finală, o să aibă un intro și un outro și câteva chestii pe scenă. O să vedeți, o să fie ceva mai special și sper să vă placă. Într-o așa atmosferă de Eurovision, Cezar Oatu vrea să ne cânte și să ne încânte în show-ul de duminică. O să mă prezint să cânt ceva, chiar o să sun pe domnul Petre Năstase să facem un moment. Regizorul Petre Năstase pune la punct fiecare detaliu al show-ului din sala polivalentă. Tehnicienii au ridicat deja scena pe care concurenții vor repeta tot weekendul până la spectacolul de duminică seară. Finala Eurovision România va fi transmisă în direct de la ora 21 pe TVR1, TVR HD, TVR Internațional și TVR Moldova. Expoziția de jucării care tocmai s-a încheiat la New York a desemnat trendurile de pe piața de profil și și-a ales câștigătorii la mai multe categorii. Cine a luat premiul pentru cea mai inovativă jucărie a anului, vă spunem în telejurnal. Muzică bună în luna iubirii. La Filarmonica Națională Serghei Lunchevici din Chișinău se desfășoară din această seară festivalul concurs de creație și interpretare a romanței românești Crizantema de Argint. Cele mai frumoase romanțe din întreg spațiul românesc vor răsuna la cea de-a 22-a ediție a festivalului până pe 25 februarie. Manifestarea, care își propune să pună în valoare talentele geniului, este dedicată centenarului Marii Uniri și are în acest an genericul Romanța Neunește. Duminică va avea loc gala laureaților cu invitați special din România. De Dragobete, creația celebrului compozitor Eugen Doga elogiază cel mai frumos sentiment cunoscut de omenire, iubirea. Un concert extraordinar ce va încheia anul Eugen Doga va fi susținut de Orchestra Națională de Cameră a Sălii cu Orgă din Chișinău sub bagheta dirijorului Cristian Florea. Chiar cu tema asta este aventură, de cauza că unde se începe dragostea, unde se termină, cum se dezvoltă, până ce acum omenirea asta lenoasă, indiferentă, rece, nu a inventat încă dragoste metru. Nu știm cât, la ce grad este dragostea la fiecare din noi. Un album conținând noi date istorice semnificative despre Marea Unire a fost lansat la Chișinău. Basarabia, în actul Marii Uniri de la 1918, opera istoricilor Ion Țurcanu și Mihai Papuc, care aduce o nouă viziune asupra faptelor și personalităților marcante ale actului istoric de la 1918. La lansarea albumului au participat istorici, diplomați și profesori. În această lucrare au fost tipărite pentru prima oară procesele verbale ale ședințelor Sfatului Țării. Autorii au vrut să adune într-un singur loc fapte petrecute acum 100 de ani și care nu pot fi negate, dar și o nouă sursă de informare pentru tânăra generație. Am pus la dispoziție un document scris despre acele timpuri. Cred că era normal să dăm și un document în imagini, un film în imagini, cu chipuri de oameni, cu texte, cu edificii, cu întruniri publice, ca să reconstituim atmosfera celor timpuri. Tema aceasta, despre care se vorbește de fapt foarte mult, este prea puțin cunoscută. Și am considerat necesar că ar fi potrivit tocmai un album. De ce? Pentru că albumul are o căutare mai mare din partea unei populații mai numeroase. Deci, în populația care nu este specializată în domeniul istoric, bineînțeles că ea nu are posibilitatea și nu are nici rostul să citească studiile speciale, așa? Monografiile, documentele și așa mai departe. De ce o astfel de carte este tocmai binevenită pentru toată lumea? Albumul cuprinde hărți și documente relevante și îl familiarizează pe cititor cu tema unirii. Potrivit unor istorici, lucrarea este una complexă și aduce o abordare nouă. Această carte este un document istoric, în primul rând. Ea scoate din arhive niște poze absolut inedite, dar dincolo de aceste poze care sunt așezate în câteva compartimente care explică, începând cu copiii de la grădiniță, cred, și terminând cu cei care deja sunt maturi și înțeleg istoria, tot itinerarul Marei Uniri, deci de la începuturile mișcării de renaștere națională în 1917, până la conferința de pace de la Paris în 1920, unde Ion Pelivan și alții înaintași unioniști au pledat cauza Basarabiei ca teritoriu românesc. Albumul cuprinde 180 de pagini cu peste 450 de imagini și va fi distribuit în mai multe biblioteci din Republica Moldova.
Un paradis atât pentru copii cât și pentru adulți, expoziția de jucării care tocmai s-a încheiat la New York a desemnat trendurile pe piața de profil și și-a ales câștigătorii la mai multe categorii. Dacă jucăriile inspirate din Războiul Stelelor s-au bucurat de un mare succes, premiul pentru cea mai inovativă jucărie anului a fost acordat pentru un costum gonflabil de dinozaur cu mâini micuțe și coada supradimensionată care, deși asigură o acoperire completă, este foarte ușor de purtat. Atât de ușor încât dinozaurii au început să danseze. Îi urmărim fără alte comentarii. Urmărim acum cotațiile valutare pentru luni. Național a stabilit un curs oficial de 16 lei și 69 de bani pentru un dolar american cu 3 bani mai mult. Moneda europeană se va aprecia și va costa 20 de lei și 54 de bani. Leul românesc va fi cotat la 4 lei și 41 de bani. Hrivna ucraineană va avea valoarea de 61 de bani, iar rubla rusească rămâne la 29 de bani. Doamnelor, domnilor, telejurnalul a ajuns aici la final. Nu uitați că știrile noastre sunt pe tpremoldova.md. Le puteți vedea și pe pagina noastră de Facebook, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră. De la ora 20, nu ratați știrile de la București. Eu sunt Stella Dănilă și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și un weekend minunat. La revedere!